Bună ziua, sunt la baraj, la Golești. Trebuie bandă, bandă 1. Opa, nu ne rămân zid. Apa este înghețată. După cum se vede. Să vă abonați la canalul Ivan Gabriel ca să vedeți informațiile. Și la canalul Ivan Gabriel și la canalul celălalt Gabriel Ivan. Deci apa pe râu este de dezgheța, se poate pescui la pitură. Ceva mișto e. Vedeți cum e gheața. Să vă arăt ceva mișto. Vedeți cum e gheața aici, în zona barajului. Am un fofolit aici. Am un fofolit aici, că e... Era, foarte. Să vedem noi ce arată gheața. Mamă, frate, cum arată gheața. Parcă am ajuns în Noua Zeelandă. Partea alaltă e mai subțirică, dar cine mai merge 100 de metri? Și ce ai curaj? Stai pe gheața asta. Da, e nimeni, s-a încumetat pe aici să stea pe gheață. Ghețată până în cap acum. La baraj. Pe curba acolo. Așa arată timpul și apa la Golești pe 4 ianuarie 2017. Să vă abonați că este gratuit. Țineți aproape, vin următoarele informații, vorbim cu băieții să vedem ce au mai luat ei pe jiu. Pe teren, diseară să fac un film cu informațiile de pe jiu. Deci aici nu se poate pescui la Golești, vedeți, da? Cum arată? E pui de pescar că n-are un sede. Și dacă sparge gheața la debarcader, pește. Așa tot să vă dau o veste bună. Puteți merge la... la Bascov, vaporaș, se pescuiește de la copcă. Se iau babuși mai mici și mai mari, mai mult babuși. Am vorbit cu domnul Doru. Sănătate, numai bine. Vă așteptăm la la un pescuit, adică cine are nevoie de mușchi artificiale pentru scrumbie sau alte specii, poate comanda acum, că apoi vine scrumbia, nu mai se delegă mușchi. Să nu ziceți că nu v-am zis. Avem și oferte bune. Toate numai bine.